Lucrările de pe arena de 5 star din Sibiu au fost finalizate, iar recepția va avea loc în curând. Sibiu va aplauda victoriile echipei preferate din tribune. Stadionul municipal Sibiu pare senzațional, atât la exterior, cât și în interior. Timpul Sibiu vă prezintă exclusiv cele mai recente imagini de pe Stadionul municipal Sibiu. Lucrările au fost finalizate, iar arena în valoare de aproape 30 de milioane de euro arată impresionant. Stadionul municipal Sibiu a fost construit în 1927 pe partea de sud a parcului Subarin. Versiunea sa modernă ajunge acum, după modernizare, la un număr de 12.363 de scaune, din care 302 locuri VIP. Suprafața terenului de joc are o lungime de 150 de metri și o lățime de 68 de metri, ca pe Camp Nou. Gazonul, renovat în modernizările din 2019, este unul dintre cele mai moderne din țară. Este natural, sintetic, consolidat, cu încălzire, decongelare, drenaj și sistem de irigare, motiv pentru care poate fi utilizat în condiții foarte bune chiar și în sezonul rece. Gazonul este menținut în direcția sa de către serviciile publice și bazele de agrement, cu ajutorul mașinilor specializate. Decizia de a avea grijă de gazon cu personalul propriu a fost luată în contextul prețurilor ridicate practicate de companii specializate în astfel de lucrări. În interiorul stadionului se afla o cameră de atletism, dar și o cameră de box. De asemenea, în interior, există camere în care sportivii care se joacă pot fi cazați. Au fost create puncte de reper, o cameră în care sportivii se vor putea încălzi înainte de meci și chiar o saună. Mai mult, există o sală de recepție de presă, un studio TV și garderobă. Stadionul poate fi închiriat atât pentru evenimente sportive, cât și pentru evenimente culturale, concerte și festivaluri. Taxa pentru meciurile echipei naționale, cele interne, meciurile UEFA Champions League, UEFA League și UEFA Conference League care vor avea loc pe stadionul municipal vor fi de 20.000 lei eveniment. Meciurile din Liga 2 vor putea avea loc aici după ce vor fi plătite taxa de 12.000 lei, iar cele din Liga 3 și Liga 4, față de impozitul de 6.000 lei. Deoarece stadionul este unul multifuncțional, acesta poate fi folosit și pentru a organiza alte activități, cum ar fi concerte, spectacole sau festivaluri. Pentru acestea, arena va fi închiriată pentru suma de 25.000 lei pe zi. Stadionul municipal Sibiu a fost modernizat de o investiție în valoare de aproape 30 de milioane de euro, cu bani exclusiv din bugetul local.